Simona Halep este cu gândul numai la Roland Garros. După ce a fost nevoită să abandoneze la Masters-ul de la Roma, jucătoarea speră să se refacă în cel mai scurt timp pentru a fi în formă la Grand Slam-ul de la Paris. La Roland Garros, Halep nu a ajuns niciodată mai departe de turul secund, însă speră să dea lovitura în acest an. Este cotată cu a patra șansă la câștigarea trofeului. Sunt un pic accidentată la abdomen, voi merge să fac un RMN și sper să nu fie grav. Normal, am făcut și o ecografie la Roma și nu este foarte grav. Adică nu ne dai emoții pentru Roland Garros? Sau? Nu, tocmai de aceea m-am oprit, ca să pot să mă recuperez foarte bine, să pot să joc la Roland Garros. Cum recomanda medicii acum? Mi-au zis să stau puțin câteva zile, pauză și după să reîncep, pentru că nu este ceva foarte grav. De luni, Halep va urca pe locul 4 mondial, cea mai înaltă poziție ocupată vreodată de o jucătoare din România. Nu prea mă pricep la clasamente, dar nu joc pentru clasament, joc pentru mine, joc pentru a câștiga multe meciuri și pentru a câștiga turnee. Vom vedea în viitor cât de departe pot să ajung. Simona Halep are la dispoziție mai bine de o săptămână pentru a se recupera. Meciurile de la Roland Garros încep pe 26 mai.